în Vechiul Testament, Judecător, capitolul 6. Pagina 266, Judecători 6, 266. Aveți Biblia? Ați deschis-o? Ați găsit? Ok. Haideți să citim. De la versetul 3. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape pe Madian, de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și în stâncile întărite. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și fiii răsăritului și pornea împotriva lor. Tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până la Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Că se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr ei și căminile lor și veneau în țară ca să o pustiască. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Eu v-am scos din Egipt. Eu v-am scos din casa robirii. V-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau. I-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți. Dar voi n-ați ascultat glasul meu. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teas ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule! Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce mi s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istoresesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să mai arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până nu mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămâne până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azin dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coș și ziama a turnat-o într-o oală, le-a dus sub stejar și i le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis, ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă ziama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiacului pe care l-avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile și Îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Amin. Amin. Te rugăm, Doamne Iisuse, în următoarele minute, prinde atenția noastră. Amin. Și Duhul Sfânt, te rugăm Tu să fii acela Amin. Care să ne vorbești, care să ne sfințești și să ne întărești. Amin. În numele Domnului Iisus, Duhul Sfânt, te rugăm să ne dai cuvânt potrivit pentru nevoia noastră, Amin. Pentru situația în care suntem, și acesta va fi un semn că Tu existi, este un semn că Ție îți pasă de noi și intervin viețile noastre. Îți mulțumim că ești aici și așteptăm de la Tine, Doamne, cuvânt miraculos
și atingere miraculoasă în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Bună dimineața! Iisus Hristos este Domnul! Amin. Dragi și surori, vă spun și eu un bun venit în această dimineață aici la închinare la Biserica Stânca. Aș vrea să vă spun că oamenii deștepți, oamenii înțelepți, își zidesc casa pe stâncă. Amin. Fraierii niciodată nu. Însă oamenii înțelepți, oamenii luminați, ăia isteți, își zidesc casa pe stâncă și noi ne zidim casa pe stânca veacurilor și stânca veacurilor este Iisus Hristos, glorie Domnului. Amin. Așa că mă bucur că în această dimineață suntem la stânca și avem ocazia să ne zidim casa pe stânca care niciodată nu se clatină, pentru că stânca noastră este Dumnezeul cerurilor și al pământului. Amin. Amin. Dumnezeu mi-a dat pe inimă și mi-a pus în inimă pentru mine și pentru dumneavoastră unul dintre cele mai uimitoare pasaje din Scriptură. Ce poate face Dumnezeu cu un om în depresie? Ce poate face Dumnezeu cu un om speriat? Ce poate face Dumnezeu cu un om fricos? Ce poate face Dumnezeu cu un om păcătos? Asta este mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru Biserica Stânca în această dimineață. Ce poate face Dumnezeu cu un om slab, deprimat, speriat, ascuns, șovăielnic? Ce poate face Dumnezeu cu un om mic? Așa spune Gedeon când Dumnezeu i s-a adresat și când Dumnezeu s-a dus la Gedeon, Gedeon i-a spus: eu sunt cel mai mic din ghetoul meu, sunt cel mai mic din tribul meu, sunt cel mai mic din familia mea, sunt cel mai mic din casa mea. Ei, ce poate să facă Dumnezeu cu un om slab, cu un om mic? Asta vă rog să opriți. Ăsta doar acolo în spate vă rog să le lăsați aerul condiționat, da? Că le este frig la Doamne și nu-i cazul. Vă rog să le opriți, Cătăline, 1, 2, lasă doar 3. Acolo la Radu să îl binecuvinte Dumnezeu. Am să vă pun o întrebare. E cineva în această dimineață aici descurajat? E cineva în această dimineață aici deprimat? E cineva în această dimineață aici în depresie? Pentru că asta este starea în care se afla Gedeon când Dumnezeu l-a vizitat. Zilele trecute am stat și m-am gândit și chiar și în dimineața aceasta, înainte de a citi textul acesta, Doamne, care sunt categoriile de oameni la care Tu te duci? Care sunt categoriile de oameni la care Tu li te descoperi? Aș vrea să vă spun o chestiune uimitoare pe care am sezizat-o. Majoritatea dintre noi avem impresia că Dumnezeu se descoperă celor ce vin la biserică. Și într-adevăr, acesta este o parte a adevărului. Dar aș vrea să vă spun că Dumnezeu în general se duce și bate la inima oamenilor necăjiți, deprimați, bolnavi, căzuți și nenorociți. Citiți cu atenție Sfintele Scripturi și veți vedea. Formă, uitați-vă cu atenție în jurul dumneavoastră și veți ajunge la aceeași concluzie. La cine se descoperă Dumnezeu? La căror uși și inimi bate Dumnezeu insistent? Atât de mult îmi place un pasaj din Noul Testament și poate că ne identificăm cu el într-o anume măsură. Dumnezeu se descoperă oamenilor și atunci când ei nu se așteaptă. Când Saul din Tars îi prigonea pe creștini și pe prima biserică, nu se aștepta absolut deloc ca Dumnezeu să-i se descopere și să vorbească și să facă bine. Dar Dumnezeu ne vorbește atunci când nu ne așteptăm și Dumnezeu se descoperă celor necăjiți. Și dacă în această zi, în locul acesta, ești necăjit, ai venit în cel mai bun loc.
Pentru că Dumnezeu se descoperă celor bolnavi, celor căzuți, celor necăjiți, celor în depresie, celor speriați, celor fără viziune, celor fără perspectivă, Dumnezeu se duce și le vorbește. Slăviți să fie Domnul! Amin. Dacă ești speriat, dacă ești în depresie, bine ai venit la stânca. Când Dumnezeu a venit la Gedeon, omul nostru, individul acesta, era total speriat și deprimat. Așa cum s-ar putea să fie cineva aici în această dimineață. Poate că nu-ți merge afacerea bine și ești deprimat. Poate că la serviciu ai probleme, ești deprimat. Poate că nu ți s-a răspuns la o rugăciune, ești deprimat. Poate că în familie ai probleme. Poate că în relația ta cu părinții tăi sunt probleme. Ești deprimat, ești în confuzie, ești căzut, ești descurajat. Însă Gedeon era tare deprimat și suferea pe deasupra, individul acesta cu numele de Gedeon, de un complex de inferioritate. Și dacă veți citi cu atenție cuvântul și dacă ați urmărit cu atenție, Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase. Eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Și pe deasupra se ascundea și de madianiți. Și era ascuns pe acolo în timp ce își sorta grâul și orzul și își îl pregătea pentru mâncare. Însă omul acesta era lipsit de speranță și și de posibilități. Auziți, era în depresie, suferea de un complex de inferioritate, era lipsit de speranță și de posibilități. Și era și urmărit pe deasupra de madianiți. Oare este vreun om într-o situație mai negativă decât Gedeon? Acum, dacă ești într-o situație similară, am pentru tine cea mai bună veste. Dumnezeu există. Amin. Și lui Dumnezeu îi place să se implice în nevoia ta. Amin. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos a dus la scăldătoarea din Betesda. Și spre surprinderea mea șocantă, Domnul Iisus Hristos a dus la cel mai grav caz. La omul care era cel mai lipsit de posibilități, la omul care probabil că era în cea mai mare depresie, la omul care era cel mai descurajat, Iisus Hristos se duce la el și pune o întrebare. Vrei să te faci sănătos? Vrei să te faci sănătos? Pentru că tipul era bolnav, era paralizat de, mi se pare mie, de vreo 38 de ani, așa parcă spune cuvântul lui Dumnezeu, și din când în când, când un înger al lui Dumnezeu se cobora în bazinul acela, în scăldătoarea aceea, în strandul acela, tulbura apa și primul care sărea acolo avea parte de vindecare. Acum bolnavul ăla de la scăldătoare aștepta, vreau să vă spun că aici s-a petrecut un miracol mare, bolnavul de la scăldătoare aștepta un înger. Și de data aceea a vizitat scăldătoarea cel ce i-a creat pe înger. Iisus Hristos. Glorie Domnului. Amin. Și în această dimineață sunt convins că sunt mulți îngeri aici. Dar este și cel ce i-a creat pe îngeri. Pentru că Domnul Iisus a zis, dacă doi sau trei sunt adunați în numele meu, în numele meu și eu sunt unde? În mijlocul lor. Știți că Domnul este aici? Amin. Slăviți să fie numele. Amin. Acum, am ales textul acesta, sau mi s-a ales, sau mi s-a dat, pentru că am simțit nevoia că vor fi, am știut și am simțit că vor fi în această dimineață aici câteva suflete care au mare nevoie de încurajare, pentru că sunt necăjite, sunt deprimate, sunt descurajate. Poate că nu te-ai măritat, poate că nu te-ai însurat, poate că n-ai bani, poate că ești bolnav. Știi? Și astea sunt motive foarte serioase de descurajare și de deprimare. Aș vrea să învățăm câteva adevăruri, dar înainte de asta vreau să vă spun ce se petrece cu mine în ultimile luni și în ultimii ani. În ultimile săptămâni și în ultimile zile. Am hotărât cu încăpățânare, frați și surori, doamnelor și domnilor, ca să știți care este identitatea mea în aceste momente,
Am hotărât cu încăpățânare să cred că Dumnezeu încă face mari miracole. Am hotărât cu încăpățânare să mă lupt cu Dumnezeu așa cum s-a luptat Iacov cu Dumnezeu și să-i cer să-și arate puterea în biserica stânca, în familia mea și în viața mea. Ieri după masă am primit un mesaj profetic. E cineva în România căruia Dumnezeu îi vorbește despre mine și îi spune ce să-mi zică. Nu este în Timișoara, este cineva și în Timișoara, dar persoana aceasta locuiește undeva la București și ieri după masă mi-a trimis un SMS cu un mesaj profetic și în mesajul acela, și azi dimineață l-am dat și soției mele să-l citească, și în mesajul acela Dumnezeu îmi vorbește, eu știu, Dumnezeu vorbește mie direct, dar Dumnezeu vorbește iarăși direct prin femeia aceea de la București, pe care eu nu o cunosc. Nici ea nu mă cunoaște. Și Dumnezeu mă călăuzește pas cu pas și în mesajul acesta de ieri, Dumnezeu mă încuraja și spunea, ține-te tare de mine și vei vedea minunile mele. Exact asta este ceea ce fac în aceste zile, în aceste săptămâni, în ultimile luni din viața mea. Acum, de ce m-am făcut foarte vulnerabil și foarte transparent în fața dumneavoastră? Știu că vorba se duce, însă m-aș bucura să se ducă și vorba bună, nu numai vorba rea. Știi că vorba rea se duce, dar m-aș bucura să se ducă și vorba bună. Și vorba bună, știți care este? Dumnezeu există. Și Dumnezeu vrea să facă minuni de dragul numelui Său, ca oamenii să fie atrași spre Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Asta este ceea ce Dumnezeu descoperă mie în ultimile, în ultimii ani, în ultimile luni, în ultimile săptămâni, în ultimile zile. Acum, Gedeon era un bărbat care nu se aștepta la minuni și totuși Dumnezeu l-a cinstit cu câteva miracole uimitoare. Vreau să vă spun, frai, surori, tineri și adulți, că noi suntem aici o biserică tânără. Amin. Da, slăvit să fie Domnul. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Vă rog să mă ajutați cu câte un amin. Mă încurajează, mă încurajează. Vreau să vă spun că Dumnezeul Bibliei, care ni s-a descoperit nouă în persoana Domnului Iisus Hristos, este Dumnezeul miracolelor. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu atotputernic, slăvit să fie numele. Amin. Însă, înainte de a săpa puțin în textul acesta din această dimineață, aș vrea să vă spun iarăși încă ceva despre teologia mea, despre perspectiva mea biblică și teologică, bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, și cred că este și a dumneavoastră. Eu nu îmi bazez credința pe miracole. Ca să fie clar. Eu nu cred în Dumnezeu, dacă face minuni, cred, și dacă nu face minuni, nu mai cred. Deci, categoric, nu asta sunt, ci nu ne putem permite să gândim în felul acesta. Și auziți ce cred eu și ce vă mărturisesc în această dimineață. Eu îmi bazez credința nu pe miracolele lui Dumnezeu, ci eu îmi bazez credința pe Cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred în Dumnezeu și când face miracole, dar cred în Dumnezeu și că nu face miracole. Amin. Amin. Asta înseamnă credință sănătoasă. În rest ne încurcăm. Însă, în această dimineață vreau să vă aduc înainte pe Dumnezeul Scripturii, singurul Dumnezeu adevărat din întreg Universul, slăvit să fie numele. Amin. Însă Biblia ne-l descoperă pe Dumnezeu, Dumnezeu care bate la ușa inimii noastre, ne vizitează, vine în viața noastră și când suntem bucuroși și mai ales vine în viața noastră când suntem necăjiți. Amin. Și se descoperă, slăviți să fie numele. Amin. Și iată câteva adevăruri pe care aș vrea să le învățăm. De fapt, de seara aș vrea să avem o slujbă specială. Va predica fratele Cătălin, Dumnezeu să-l întărească. Amin. Și să-l umple de Duhul Sfânt. Amin. Și, dar după mesajul din această seară,
Vreau să avem o slujbă specială de rugăciune pentru bolnavi. Cu ungere, cu un de lemn. Pentru cei descurajați, pentru cei deprimați. Pentru că eu cred că Domnul ne cheamă pe toți la o lucrare nouă și măreață. Amin. Aceea de a ne încrede în Dumnezeu, chiar atunci când logica ne spune cu totul altceva. Și aș vrea de seară, cu ajutorul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu va voi, să avem aici o slujbă de vindecare. Vindecare din toate punctele de vedere. Vindecare fizică, vindecare spirituală, vindecare psihică, pentru că Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul care vindecă. Amin. Și asta îl face pe Dumnezeu diferit, este Dumnezeu care ne vindecă, slăvit să fie numele. Amin. Însă, iată câteva realități pe care le-am găsit aici în Cuvântul lui Dumnezeu, vis-a-vis de Gedeon, de deprimatul acesta, de lipsitul acesta de speranță, ci lipsit și de posibilități. În această dimineață s-ar putea să spui, n-am bani. Eu vreau să spun că Dumnezeu știe că n-ai bani. Exact așa era și Gedeon. În această dimineață s-ar putea să fii chiar lipsit de speranță. Dacă ești lipsit de speranță, ai o problemă serioasă. Însă, Gedeon era lipsit de speranță și totuși Dumnezeu i-a dat multă nădejde. Și pe urmă, Gedeon, omul acesta, avea complex de inferioritate și spunea, mie nu iese niciodată lucrurile, eu niciodată nu reușesc, pe mine nu mă bagă nimeni în seamă și era un plângăreț din ăsta. Dumnezeu i s-a descoperit și lui. Și iată ceea ce vă rog să notați în mintea dumneavoastră sau pe o hârtiuță, dar ceea ce aș vrea este să notați în mintea dumneavoastră. Dumnezeu nu se uită la ceea ce ești, ci Dumnezeu se uită la ceea ce vei fi dacă ai inteligența să asculți de El. Amin. Amin. Când Dumnezeu i s-a descoperit lui Gedeon, era un nimic, era un vierme. Însă frumusețea lui Dumnezeu, și vă rog să rețineți și să nu uitați niciodată, Dumnezeu chiar există. Și când ți se pare că nu există, și atunci Dumnezeu există, slavă lui Dumnezeu. Amin. În urmă cu câțiva ani am făcut așa o criză de ateism. Eram pe spor, dar am făcut o criză de ateism. Și acum, asta nu trebuie să o spuneți neapărat. Țineți-o pentru dumneavoastră. Dar la ce mă refer de asta? La ce mă refer la asta? I-am spus Domnului, Doamne, de ce nu-mi răspunzi la rugăciunea cu tare și cu tare? După ce Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune, în extremă de tot, Dumnezeu m-a lăsat într-o extremă, mi-a răspuns la rugăciune, am luat o hotărâre și am spus, Doamne, și atunci când voi face criză de ateism și mintea mea îmi va spune, Dumnezeu nu există, și atunci voi crede în Tine. Pentru că mintea, în general, încearcă să ne joacă, să ne joace fel de fel de renghiuri din astea, de șmecherii, și să-ți spună. Eu am scris în ultima mea carte, Har, Credință și Scandal, am scris despre atacurile asupra minții mele, ca și creștin, ca păstor, Tita mai predicator. Și totuși, sunt atacat. Și ispitele vin asupra. Acum, ispita nu este păcat. Păcat devine atunci când te supui ispite și cedezi în fața ei. Însă, vă rog să rețineți această realitate uimitoare. Dumnezeu nu se uită la ceea ce ești tu, ci Dumnezeu se uită la ceea ce vei fi tu dacă asculți de El. Amin. Când Dumnezeu i s-a descoperit lui Gedeon, era speriat, reține, era ca tine, fără posibilități, criză de inferioritate, criză de ateism, criză de orice, și totuși Dumnezeu nu s-a uitat la ceea ce este El. Și Dumnezeu s-a uitat la ceea ce Gedeon urma să fie, dacă Gedeon avea inteligența să asculte de Dumnezeu. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos se duce la un bărbat și îi spune, vină după mine. Numele lui era Matei. Era vameș. Era șmecherașul vremii. Așa cum au fost vameșii la noi și încă mai sunt și astăzi. Era probabil că unul dintre baronii locali. Avea tot ceea ce își poate dori un
un asemenea om care lucra la vamă și care lucra cu bani și lua taxe și își punea și el mai mult acolo decât se cuvenea. Ei, Domnul Iisus Hristos se duce la Matei și când Domnul Iisus Hristos ajunge în fața lui Matei, vameșul, Matei, vameșul, era format atunci din trei persoane. Și vă rog să le rețineți. Și s-ar putea exact așa să simți și tu și să fii și tu, chiar dacă nu-ți dai seama. Era în fața Domnului Iisus Hristos Matei, cel pe care Matei îl vedea. Pe urmă, a doua persoană, nu personalitate, a doua persoană era Matei pe care îl vedeau colegii și vecinii. Și a treia persoană era Matei pe care îl vedea Iisus Hristos. Și acum, cel mai important lucru pe care trebuie să realizăm în această dimineață, știți care este? Că trebuie să începem să ne vedem așa cum Dumnezeu ne vede. Amin. Trebuie să începem să ne vedem așa cum Dumnezeu ne vede. Nu contează atât de mult cum sunt în momentul acesta. Dumnezeu nu se uită, realmente nu se uită la ceea ce ești și Dumnezeu se uită la ceea ce vei fi, dacă ești hotărât să asculți de El. Acesta este Dumnezeul Bibliei, nu este altul. Amin. Slăvit să-i fie numele. Amin. Păi vreau să vă mai spun o chestiune foarte importantă. Moise, când Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise, și ăsta era și suferea de un complex de inferioritate. Era cioban, era speriat, era urmărit, era izolat. Și era cioban. Cioban, cioban. Acum eu vin din țara ciobanilor, de la Sibiu. Și când Dumnezeu zice, uite, te duci înapoi în Egipt, știi ce spune Moise? Doamne, trimite pe altcineva, că eu nu-s bun de așa ceva, nu-s bun de nimic. Și pe deasupra nici nu mă exprim bine. Dumnezeu nu s-a uitat la ceea ce era Moise. Dumnezeu s-a uitat la ceea ce urma să devină Moise. Cam așa lucrează Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Slăvit să fie numele. Amin. Moise era gângav, dar a ascultat de Dumnezeu și asta a fost șansa lui. S-ar putea și tu în această dimineață să fii gângav, să fii lipsit de posibilități. Secretul, știi care este? Să ai curaj să-L asculți pe Iisus Hristos. Amin. Și în momentul când ai curaj să te încrezi în Dumnezeu, vei ieși din anonimat, vei ieși din depresie. Când ai curaj să asculți de Dumnezeu, vei deveni mai mult decât biruitor, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Ce vei fi în viitor, se hotărăște în funcție de deciziile pe care le iei în prezent, în relația ta cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să luăm deciziile cele mai înțelepte. Amin. Amin. Am citit în urmă cu câtva timp despre istoria, povestea adevărată a unei foarte faimoase actrițe. Helen Hayes a fost numele ei, actriță foarte faimoasă, însă avea o înălțime de 1,40 m. 1,40 m. Era așa minionă. Frumoasă, dar minionă. Minionă, dar frumoasă. Știi? Așa de vreo 1,40 m. Și i s-a spus că n-are șanse să ajungă mare, sau ar fi avut șanse să ajungă mare numai dacă era mai înalt de vreo 15 cm. Atunci ar fi avut șanse să ajungă mare. Însă, în loc să se concentreze pe ceea ce i-au spus alții, în loc să se concentreze pe faptul că era mică, a început să se concentreze pe potențialul care era în ea și era foarte mare. Și auziți ce s-a întâmplat? A fost aleasă să joace rolul reginei Maria a Scoției, cea mai înaltă regină din toată istoria. O femeie de un metru și vreo 40, care i s-a spus, dacă erai mai înalt de vreo 15-20 de centimetri, atunci puteai ajunge mare, s-a concentrat pe potențial, s-a concentrat în sus, s-a concentrat pe puterea lui Dumnezeu și pe potențialul care era în ea și a ajuns să joace rolul cele mai înalte regine din istoria Scoției.
Slavă lui Dumnezeu! Cam așa lucrează Dumnezeul nostru. Al doilea adevăr deosebit de important. Dumnezeu nu se uită la trecutul tău. Absolut deloc. Ci Dumnezeu se uită la viitorul tău. Rețineți adevărul acesta. Dumnezeu nu se uită la ceea ce ești, ci la ceea ce vei fi, dacă ați spus de El. Și numărul 2, Dumnezeu nu se uită la trecutul tău, ci Dumnezeu întotdeauna se uită la viitorul tău, dacă asculți de El. Mi-a plăcut să aflu un următor lucru vis-a-vis de Dumnezeu. Știți care? La Dumnezeu nu există ratați când oamenii ascultă de Dumnezeu. Amin. Oricât de mic ai fi, oricât de insignifiant ar fi, oricât de ratat te simți, du-te la Iisus Hristos. Începe să-ți zidești viața pe Iisus Hristos. Ai curaj să hotărăști în această dimineață să spui, Doamne, de azi înainte hotărăsc să ascult numai de Tine. Nu mai vreau să ascult de ce îmi spune pofta, firea, mintea, rațiunea, logica, gândirea. Doamne, de azi înainte vreau să ascult numai de Tine. Amin. Și zice, ăsta este secretul succesului în viață. Să ai curaj să nu asculți de Tine, ci să asculți de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și vei avea succes toată viața ta. Nu-i nimirare că Dumnezeu îi zice unui tip foarte ocupat în Vechiul Testament, în cartea Iosua. Asta era șef de stat, era legiuitor, era judecător, era procuror, era lider lui Iosua. Îi zice, cartea aceasta a legii. Să nu se depărteze de gura ta. Meditează asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci, zice Dumnezeu, atunci, din nou ajungem la atunci, atunci, zice Dumnezeu, vei avea succes și înțelepciune în toți pașii și în toate umbările tale. Amin. Amin. Sunteți aici tineri, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Sunteți aici adulți. Aici nu avem persoane de vârsta a treia, numai de vârsta a întâia și a doua. Însă știți care este frumusețea? Poți să o iei de la început. Dacă în această dimineață hotărăști să asculți de Dumnezeu. Exact așa a făcut Gedeon. Știi, n-am fi auzit nici de Gedeon, n-am fi auzit nici de Moise, n-am fi auzit nici de Petru, n-am fi auzit nici de Iona, dacă oamenii aceștia n-ar fi ascultat de Dumnezeu. Însă pentru că oamenii aceștia au fost suficient de isteți să asculte de Dumnezeu și pentru că și-au dat seama că Dumnezeu nu se uită la trecutul lor, ci Dumnezeu se uită în general la viitorul lor, oamenii aceștia, oamenilor acestora li s-a mai dat încă o șansă deosebit de importantă. Fraților, frumusețea creștinismului, știți care este? Frumusețea mântuirii, știți care este? Frumusețea Duhului Sfânt în noi, știți care este? Chiar dacă trecutul îți este un eșec. Chiar dacă trecutul îți este falimentar. Chiar dacă e cel mai mare anonim în această dimineață. Chiar dacă e cel mai descurajat om din Timișoara, din Timiș, din România, din întreaga Europa. Fă ceea ce îți spune Dumnezeu. Încrede-te în ceea ce spune Dumnezeu, în cuvântul Lui și vei începe să experimentezi cele mai mari miracole cu Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Nu știu ce planuri aveți de viitor, însă să știți că Dumnezeu ne-a creat să fim campioni. Amin. Dumnezeu ne-a creat să fim, zice Apostolul Pavel, mai mult decât biruitori. Amin. Amin. Alo, amin. Amin. Aici era de zis amin. Dar Dumnezeu ne-a creat realmente să fim mai mult decât biruitori în Iisus Hristos, Dumnezeul nostru slăvit să-i fie numele. Amin. Nu te mulțumi să fii găină. Sunt destui din ăștia. Dumnezeu ne-a creat să fim vulturi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Nu te mulțumi
mulțumi numai acolo, în găoacea ta. Dumnezeu ne-a creat să zburăm, să ne ridicăm, să fim mai mult decât biruitor, slăvit să fie numele. Amin. Nu te mulțumi, dragul meu, cu mediocritate. Sunt atâția oameni, majoritatea oamenilor din lume, sau nu știu dacă majoritatea, dar prea mulți sunt mediocri. Țintește spre excelență. Amin. Țintește la Dumnezeu. Lasă-te, uită-te la tine așa cum Dumnezeu se uită la tine. Și când un om are curajul să se centreze în Dumnezeu, să se încreadă în Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos, el devine mai mult decât biruitor. Slăviți să fie Domnul. Amin. Nu te mulțumi cu mediocritatea, nu fii modest acolo, țintește la Hristos. Și asta înseamnă că țintești spre excelență. Din cauza aceasta Dumnezeu îi zice lui Iosua, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, crede, mărturisește-o, vorbește-o, aplică-o, practică-o. Zice, atunci, zice, vei avea succes și înțelepciune în toate cărările tale. Amin. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și încă ceva foarte important. Suntem, acum aș vrea să vă dau o temă de o viață. O temă de casă, dar o temă de viață, nu de săptămână. Auziți cum trebuie să privim la noi înșine. Suntem, și cum trebuie să gândim, pozitiv, biblic. Suntem ceea ce Dumnezeu spune că suntem. Amin. 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 Sunt ceea ce Dumnezeu spune că sunt. Amin. Amin. Când Dumnezeu s-a dus la Gedeon, zice Scriptura așa, Îngerul Domnului i s-a arătat lui Gedeon, care s-a așezat, mă rog, i s-a arătat lui Gedeon care bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Și făcea ceva provizii băiatul. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazul. Acum, fraților, aici există un întreg volum. În cuvântul acesta pe care îngerul, pe care Dumnezeu îl spune lui Gedeon, era fricos, speriat, fugar și vine Dumnezeu la el și spune, Domnul este cu tine, viteazul. Păi la numai viteaz nu era. El era speriat, era un laș. Se ascundea după gău și după pietre și de Madian. Și într-un fel era normal să se comporte în fel, așa. Însă fiți atenți, vine Dumnezeu și spune, Domnul este cu tine, viteazul. Domnul este cu tine, viteazul. Acum, peste câteva minute plecăm de aici. Poți pleca tot cum ai venit. În depresie, speriat, cel mai mic, cel mai pricăjit, să te vezi un păduche, un anonim, un nenorocit, un ratat. Poți pleca tot cum ai venit. Sau poți pleca de aici în felul următor. Crezând despre tine ceea ce Dumnezeu spune că tu ești. Amin, amin. Și Dumnezeu s-a uitat la Gedeon și a spus, Domnul este cu tine, viteazule. Și așa să învățăm așa, sunt ceea ce Dumnezeu spune că sunt. Amin. Amin. Acum va veni diavolul la tine sau mintea îți va juca feste și mintea îți va veni și îți va spune, tu n-ai nicio șansă. Asta este ceea ce spune mintea. Sau diavolul. Dar vreau să spun așa, că diavolul este tatăl minciunii. Nu asculta de el că te minte. Mm. Te minte. Că ăsta nu știe decât să mintă. Pe urmă, mintea noastră este mereu negativă. Nu asculta de mintea ta. Ascultă de ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Amin. Amin. Domnul este cu tine, viteazule. Haideți să vă citesc acum ceea ce spune poate vă zice, Domnule, dar asta, pastore, asta este pentru Gedeon, asta nu e pentru mine. Okay? Hai să auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre tine. Ce spune Duhul lui Dumnezeu despre tine este cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre tine. Fii atent ce spune Dumnezeu despre tine și hotărăște dacă crezi sau nu crezi.
Dacă primești sau dacă respingi. Fii deștept și primește. Romani, capitolul 8. Și vă rog, dacă aveți Biblia, deschideți la Romani 8. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre toți aceia care au hotărât să intre în Hristos și să rămână acolo. Romani 8, 28. Pe de altă parte, știm, zice Duhul Sfânt prin Pavel, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Observ cât de important este să îl iubești pe Dumnezeu. Așa? Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Mai departe. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Mai departe. 30. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Asta suntem noi în Iisus Hristos. Amin? Amin. Asta trebuie să crezi despre tine, ce spune Dumnezeu. Nu ce spune circumstanța, nu ce spune diavolul, nu ce spune mintea ta. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprigăniți. Slăvit să fie Domnul. Amin. Vreau să vă spun că diavolul, mă rog, mereu pârăște. Diavolul mereu pârăște. Diavolul este o muscă, nu e albină. Diavolul duce numai mizeria, numai microbii, numai murdăria, ca musca, știi? Diavolul este o muscă din aia care transmite răul în stânga și în dreapta, știi, deși îi se pare că face binele. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care se ocotește neprihăniți. Cine-i va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult. El a și înviat de la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru tine. Amin. Pentru noi. Slăviți să fie Domnul. Amin. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, strântorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, auzi, cine ești tu? În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Glorie Domnului! Amin. Și biserica să zică amin. Amin. Că sunt bine încredințat. Că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. 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 Suntem ceea ce Dumnezeu spune că suntem. Glorie Domnului. Amin. Și vreau să spun că dacă ești în Hristos, e adevărat că e condiționat. Ești mai mult decât biruitor. Amin. 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 Dacă ești în Hristos, ești mai mult decât biruitor. Ești ceea ce Dumnezeu spune că ești. Amin. În Iisus Hristos nu ești nici ratat, pentru că la Dumnezeu nu există ratați, când ați spus de El. În Iisus Hristos vreau să spun că ești întotdeauna mai mult decât biruitor. Slăvit să fie numele. Amin. În Iisus Hristos ești vindecat. În Iisus Hristos ești eliberat. Glorie Domnului. Amin. Și ca un lucru și încheiem. Poți face tot ceea ce Dumnezeu ți-a spus să faci. Chiar dacă pare imposibil. Dumnezeu i-a zis lui Gedeon, te duci, faci așa, așa și așa. Și era în fața lui Gedeon o oaste de vreo 300 de mii de madianiți. Și erau vreo 30 de mii. Și am învățat de aici un lucru uimitor. Și noi suntem mai avantajați decât Gedeon. Am învățat un lucru uimitor. Că putem face tot ceea ce Dumnezeu ne-a spus să facem. Fii atent, când începi un lucru și nu ți reușește, s-ar putea să se întâmple că nu Dumnezeu ți-a spus să faci lucrul acela. Când Dumnezeu te cheamă să faci un lucru,
Poți să-l faci. Când Dumnezeu îți dă o anume chemare, Dumnezeu îți dă putere să duci la capăt chemarea aceea. Slavă Domnului! Amin. Însă fii atent, când Dumnezeu nu te mai cheamă la slujba, la slujba aceea, vei vedea că nu mai ai biruință, nu mai ai binecuvântare. Însă când Dumnezeu te cheamă la o anume slujbă, la o anume lucrare, El îți dă și voința, și înfăptuirea, și resursele, și banii, și perspectiva, și viziunea, și tăria. Slăviți să fie Domnul! Amin. Exact asta s-a întâmplat cu Gedeon. Exact asta s-a întâmplat cu Gedeon. Dumnezeu l-a chemat la o slujbă imposibilă și a reușit să o facă, pentru că Dumnezeu i-a zis, eu sunt cu tine, viteazule. Dumnezeu, dintr-un fricoș și laș, l-a făcut un viteaz uimitor. Dumnezeu a făcut în viața acestui om niște miracole extraordinare și, pe urmă, prin el a făcut în el lucrări mari și, pe urmă, a făcut prin el lucrări mari. Poți să te duci la seminarii din astea de motivație. Poți să te duci la conferințe de motivație. Poți să gândești, pot totul. Doar când Dumnezeu te cheamă, poți să faci totul. Când Dumnezeu te trimite, El te face viteaz. Secretul este însă să vezi unde te trimite Dumnezeu și care este chemarea pe care Dumnezeu are pentru tine. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească și să-ți arate lucrul acesta. Amin. Amin. Acum, eu nu știu cu ce te confrunți în momentele acestea, însă Apostolul Pavel în Filipeni, la capitolul 4, versetul 13, zice așa: pototul în Hristos care mă întărește. Amin. Amin. Am un amic bunicel, el mă ajută pe mine, eu mă ajut pe el. Este un puternic om de afaceri în județul Cataș. Și în urmă cu 5 ani a început un business foarte serios, foarte costisitor. Are o fabrică de vreo 4 milioane de euro, care funcționează, merge bine. Deci, frate Daniel, am tot vorbit cu el zilele trecute, a fost pe la Timișoara, eu am fost la el în zonă și... Deci, frate Daniel, să vă spun ceva. Deci, mi-am cumpărat un camion, un tir de transport. Bine, acum are 13 tiruri, proprietate personală, plus fabricuța aceea și vrea să-și mai facă și Domnul să-i ajute, numai să-l țină pocăit. Amin. Zice, vai Daniel, știi ce mi s-a întâmplat? Zice, pe al doilea tir, pe prelată, pe laterale și deasupra cabinei, acolo unde este semnul ăla luminos, la unele tiruri, am scris așa, in God we trust. Și pe laterale, pe părțile laterale a tirului, am scris așa, pototul în Hristos care mă întărește. El s-a și consultat cu mine cu anul urmă să scriu asta, ce să scriu acolo. Deci hai să vă spun ceva. Deci, de când nu mi-a fost rușine de Dumnezeu și am tipărit pe lateralele tuturor camioanelor mele pototul în Hristos care mă întărește. Zice, de atunci, zice, am început să fiu binecuvântat într-un mod uimitor. A început să lucreze de vreo 5 ani în lemn, în industria lemnului, are 13 tiruri, are fabrică de 3 milioane jumătate de dolari. Anul trecut a avut un milion de euro. Anul trecut a avut 1 milion de euro profit în acte. Anul acesta a spus în primele 5-6 luni, ce e acum, luna 7-a? Deci în primele 6 luni din iulie am plătit o datorie de 500.000 de euro. Asta a fost profit. Slăviți să fie Domnul! Amin! Zice, asta zice, de când l-am pus pe Dumnezeu în față și m-am crezut în El. De când m-am încrezut în Dumnezeu, Dumnezeu a început să mă binecuvinteze. Dacă crezi că Dumnezeu ți-a vorbit, supune-te. Nu contează ce simți tu, contează ceea ce spune Dumnezeu. Slăviți să fie Dumnezeu. Amin. Nu te baza pe ceea ce spune memoria, ci intră în Iisus Hristos, ascunde-te în Iisus Hristos și contează numai pe ceea ce spune Dumnezeul nostru, slăvit să fie El. Amin. Aș vrea să ne ridicăm acum și să încheiem momentele acestea și slujba din această dimineață.
Și aș vrea să o încheiem cu o rugăciune, cu o rugăciune specială. Pentru că eu chiar cred că Dumnezeu face mari lucrări astăzi. Amin. Eu chiar cred că Dumnezeu ți-a vorbit în această dimineață și îți va vorbi și în această seară. Eu chiar cred că Dumnezeu vrea să facă miracole mari în tine și, pe urmă, prin tine. Acesta este Dumnezeul Scripturii. Slăvit să fie numele. Amin. Eu nu știu care este nevoia ta, nu știu care este conflictul tău, nu știu care este, poate că, sentimentul tău de inferioritate, nu știu care este descurajarea ta, însă știu atât. Că Dumnezeu, cu un om slab, un om căzut, descurajat, ratat, care ascultă de El, poate să facă în El și prin El cele mai mari miracole. Slăvit să fie Domnul. Amin. Haideți să plecăm ființele rugăciunii. În timp ce stăm în rugăciune, adu-ți aminte cine este Dumnezeu și ce spune El despre tine, că ești aceea ești. Zidește-ți viața pe stânca ceea ce Dumnezeu spune despre tine. Asta este tot secretul. Ia-L pe cuvânt pe Dumnezeu. Supune-te Lui și viața ți se va schimba total. Și dacă ești aici descurajat, căzut, speriat, vreau să spun că Dumnezeu nu se uită la cine ești tu acum, ci Dumnezeu se uită la ce poți să fii în Iisus Hristos, prin Hristos, prin sângele Lui Hristos, prin Duhul Lui Hristos. Știu că Dumnezeu ți-a vorbit și de aceea, dacă Dumnezeu ți-a vorbit și pentru că Dumnezeu ți-a vorbit, crede ceea ce ți-a spus Domnul. Asta este șansa ta. Și Dumnezeu îți va da potențial și te va transforma și te va binecuvânta. Și din mediocru te va face excelent. Asta vrea Duhul lui Dumnezeu să facă în tine. Și numele lui Dumnezeu să fie slăvit prin tine. Și în timp ce stăm plecați în rugăciune, aș vrea să faci un gest și un act al credinței. Dacă crezi că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și dacă crezi ceea ce Dumnezeu spune despre tine, înseamnă că vei pleca din locul acesta în Hristos și mai mult decât biluitor în Hristos. Îți vei preda viața lui Dumnezeu, te vei pocăi cu adevărat, dar vei deveni un biluitor, un mai mult decât biluitor. Vei pleca de aici cu o nouă perspectivă, cu perspectiva speranței, a miracolului, cu perspectiva imposibilului. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și oricare ar fi nevoia ta, aș vrea să ne rugăm pentru ea. Dar în mod deosebit, aș vrea să ne rugăm pentru cei necăjiți și descurajați. Domnul, așa zice, Domnul este cu tine, viteazule. Asta este cuvântul pe care Dumnezeu are pentru tine. Domnul este cu tine, viteazule. Viteazule. Nu te teme. Crede numai. Domnul este cu tine, viteazule. Slavă Domnului. Și aș vrea să ne rugăm pentru cei ce aveți nevoie de rugăciune. Și te rog acolo unde ești, ridic o mână sus. Și eu voi îndrăzni să mă rog pentru tine. Ai îndrăzneala aceasta. Este între tine și Dumnezeu. Este între tine și Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Doamne, ține mâna ridicată, puțin ridicată în timp ce mă rog pentru tine și ăsta este un act de credință. Sau mai mult ridicată. Ține mâna că nu se uită nimeni la tine, nici chiar eu. Doamne, mulțumesc că ești Dumnezeul încurajărilor. Da. Mulțumesc că ești Dumnezeul speranțelor. Și te lăudăm, Doamne, că speranța pe care Tu ne-o dai ne duce până în pânzele albe. Acum, peste toți cei ce au ridicat o mână, Doamne, toți oamenii aceștia, ăștia chiar cred în Tine. Doamne Iisuse, atinge-te de ei. Atinge-te de psihologia lor, atinge-te de psihicul lor. Și peste descurajarea lor, pune numele lui Hristos. Amin.
peste nevoia lor punem crucea lui Iisus Hristos. Peste durerea lor punem sângele lui Iisus Hristos. Peste prezentul și viitorul lor punem pecetluirea Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, pe toți cei ce au ridicat o mână spre Tine și și-au pus încrederea în Tine și ascultarea în Tine, mulțumesc că de acum sunt mai mult decât biruitor. Te laud că i-ai atins și te slăvesc că mâna Ta cea bună este peste ei. Și mulțumesc, Doamne, că Tu nu te uiți la trecutul lor, ci te slăvesc că te uiți la viitorul lor în Hristos. În sângele Tău te rog să le curățești păcatele. Amin. Să le dai, Doamne, hotărâre și stabilitate să-și zidească viața pe stânca veacurilor care este Iisus Hristos. Amin. Mulțumesc pentru întreaga adunare. Da. Și mulțumesc că ai planuri bune pentru Biserica Stânca. Ai planuri de biruință, de har, de vindecare în după masa aceasta. De eliberare, de transformare prin Duhul Tău cel Sfânt. De dragul numelui Tău, mulțumesc că ai ascultat rugăciunile noastre. Da. Te rog în aceste momente adu-ți aminte din nou de fratele meu Mircea. Da. Și ne unim toți cu rugăciune și cu credință și Duhul Sfânt, atinge-L încă o dată. Spre slava Ta. De dragul numelui Tău, mulțumesc că Te-ai atins de frații și surorii care au ridicat mâna spre Tine. Da. Și de dragul numelui Tău, mulțumesc că ne-ai făcut pe toți mai mult decât biruitor. Slavă Ție, Tată, Fiule și Duhul Sfânt.